E sezonul furtunilor devastatoare în America și Europa. O vitură de proporție a distrus jumătate dintr-un oraș din Brazilia, de lângă Rio de Janeiro, peste 100 de oameni au pierit când șuvoaiele s-au prăbușit de pe o munte peste localitate. Valurile au sfărâmat cel puțin 80 de case și au târât cu ele mașini grele de câteva tone. Europa luptă cu furtuna Eunice. În Germania, rafalele de aproape 100 de kilometri pe oră au învolburat Elba și au adus groaza la Hamburg. Un vapor turistic aproape s-a scufundat, iar pasagerii s-au temut că își trăiesc ultimele clipe. La Cracovia, vântul a smuls materiale de construcție dintr-un bloc în lucru și a dărâmat o macara grea de 10 de tone. Doi muncitori care nu au reușit să se adăpostească la timp au murit. În Anglia, localnici au primit avertizări: nu ieșiți din casă. Furtunile vor aduce vânt de 140 de km pe oră și viscol în unele zone. Avionul care îi aducea de la Lisabona pe fotbaliștii lui Manchester City a ratat ieri aterizarea pe aeroportul Manchester din cauza vijeliei. Vântul bătea cu 80 de km pe oră, chiar turate la maximum. Motoarele Boeing-ului nu au reușit să învingă rafalele și să coboare. Avionul a aterizat la Liverpool până la urmă.